Veste bună pentru șoferi. Încep lucrările la sensul giratoriu de la Dărănești. S-a dat începerea lucrărilor la sensul giratoriu de la Petila, începând cu luni, 9 septembrie. Sper cu tot din adinsul ca anul acesta sensul giratoriu de la Petila să fie funcțional. Intersecția DN66 cu intrarea în orașul Petrila este una dintre cele mai periculoase din Valea Jiulei, accidentele în această zonă fiind frecvente. Odată cu această investiție, oficialii Consiliului Județean Hunedoara, finanțatorul proiectului, speră ca această problemă să fie rezolvată. În câțiva ani, toate contoarele de apă din Valea Jiulii vor fi înlocuite. Noile apometre care se vor monta sunt moderne, acestea putând fi citite de la distanță. În legătură cu apometrele cu telecitire, în programul, practic în proiectul mare de finanțare pe program operațional de infrastructură mare 2014-2020, există o componentă de înlocuire a tuturor contoarelor de la scările de bloc, de la gospodăriile individuale și de la agenții economici. Acest program deja a început pe contractele care deja au un anumit grad de realizare, pentru că Petroșani este un contract care este mai avansat. În Petroșani au început înlocuirea acestor apometre. Deja sunt străzi întregi unde apometrele s-au schimbat. Am avut și situații în care poate nu am găsit acasă, la gospodării individuale mă refer, nu am găsit acasă sau oamenii prin concediu sau poate chiar și case nelocuite. Aici vom reveni după o anumită perioadă de timp, dar de aici încolo vom avea apometre noi. În decursul timpului acestea s-au mai schimbat pe aici pe acolo, dar în medie vorbind, în general vorbind, pardon, vorbind de apometre destul de vechi care necesitau înlocuirea totală în toată Valea Jiulii. În total Valea Jiulii practic se schimbă toate apometrele de la toți consumatorii. Fiecare va avea un apometru nou. Apometrele care vor fi instalate și deja s-au instalat în anumite locuri sunt de ultimă generație, au pe lângă posibilitatea de a fi citite la distanță și aici nu mai există motive, n-a fost acasă, n-am putut deschide capacul, ele funcționează chiar și dacă în cămin este apă sau știu eu ce mașină este parcată pe căminul respectiv, poate fi citit fără nicio problemă, deci nu mai există motive de acest gen. Mai mult, noile apometre vor veni de hack și celor care sunt obișnuiți să fure apă. Atragem atenția celor care sunt amatori de temirce lucrări neautorizate în zona controlului, că aceste contoare vor înregistra orice metodă de fraudă, ca să spun așa, pe diverse tipuri de alarmă pe care ele le pot înregistra. Mai mult decât atât, dacă, spre exemplu, este o pierdere de apă care a fost înregistrată pe o perioadă mai lungă de timp, nu este în mod normal să curgă apă, știu eu, două zile la rând, la un debit mai mare sau mai mic. Acest contoar poate să transmită alarme, iar în momentul în care se citește, putem spune în data de 17-8, apometrul a înregistrat o cantitate de apă care a curs, ce a generat o pierdere și sau poate ca să prevină altfel de pierderi, pentru că toate aceste alarme pot fi gestionate de acum mult mai ușor. Cele două școli din Aninoasa sunt gata să-și primească elevii. A fost o vară lungă în care aici s-au efectuat lucrări de întreținere, dar și de igienizare în sălile de clasă, astfel că acum totul este pregătit. Situația este una bună. Ultimele retușuri se efectuează astăzi și mâine. Eu zic că sălile de clasă sunt aranjate, igienizate, școlile arată bine, totul este pregătit, căldura. Deci putem să așteptăm copiii cu brațele deschise să vină cu părinți, cu bunici la deschiderea noului an școlar și noi o să fim prezenți și întâmpinăm cu drag. Deschiderea noului an școlar adună în același loc elevii de la ambele școli aninosene. Luni vom avea la ora 10 deschiderea unde invităm pe toți elevii și părinții și bunicii de pe raza orașului Aninoasa aici în curtea școlii gimnaziale Sfânta Varvara Aninoasa. Uzina de apă de la Jieț a fost astăzi gazda copiilor de la clubul din Petrila. După ce au vizitat stația, micuții au așternut pe hârtie într-un curcubeu de culori cele văzute. Copiii sunt cei care transmit informația cel mai curat
cel mai real, fără să fie cumva alterată sau schimbată de tot ce înseamnă flux tehnologic, elemente tehnice din cadrul uzinei de apă. De aceea, copiii împreună cu Clubul Copiilor, pentru că odată cu informațiile care le-am dat noi, poate într-un moment dat mai mult tehnice, împreună cu informațiile și cultura care au asimilat-o din cadrul orelor de la club, să vadă o altă imagine vis-a-vis de ce înseamnă tratarea apei și realizarea a unei ape potabile din apă brută, cum ajunge apa potabilă la locuitorii Văjiului. Mitropolia Ardealului a înaintat către Patriarhia Română dosarul de canonizare a părintelui Arsenie Boca. Joi, în cadrul ședinței Sinodului Mitropolitan desfășurată la Deva, ierarhii prezenți au luat act cu aprobare de dosarul de canonizare întocmit de Comisia Specială Teologică Mitropolitană pentru Canonizare. Copiii de vechi și bunedoarei din Deva, sub președinția înaltă a Sfântului Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a avut loc ședința Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, care are în competență analizarea și înaintarea dosarului de canonizare al Părintelui Arsenie Boca spre Sfântul Sinod, care are competență în a examina acest dosar și a lua o decizie în ceea ce privește canonizarea Părintelui Arsenie Boca. Decizia de canonizare a fost luată cu unanimitatea voturilor membrilor sinodului. Reamintim că demersurile pentru canonizarea părintelui Arsenie Boca au fost începute în anul 2015 de către Mitropolia Ardealului, stabilindu-se la acel moment o comisie pentru cercetarea vieții marelui duhovnic.